Aș vrea acum să intrăm un pic mai mult în detalii despre dezvoltarea pieței de capital și o să discutăm cu Adrian Tănase, director general al Bursei de Valori București. Da, în primul rând, da, suntem un operator de piață, însă nu suntem cel mai important jucător în dezvoltarea pieței de capital. Dezvoltarea pieței de capital depinde de o comunitate întreagă, da? și de emitenți, de investitori, de autorități, Astfel că va trebui cu toții să, să depunem acest efort pentru, pentru a ajunge cu bursa noastră acolo unde ne dorim. Da, avem o pondere foarte mare a sectorului de stat în, în bursă, da, aproape de 50%, însă trebuie să știm că și pe păi, bursa locală nu se vor lista în general decât companii locale. Nu putem să ne așteptăm că va veni o multinațională care să se listeze la Bursa de Valori București. Da? Renault nu se va lista niciodată la Bursa de Valori București. Ori noi avem și o problemă de GDP. GDP-ul nostru este dominat de multinaționale. Da? Ori asta ne dorim prin bursă să ajutăm comunitatea de antreprenori locali să se dezvolte. Adică ponderea lor în GDP-ul României să crească. Și atunci vom vedea, eu știu că o corelare așa sigură, da? vom vedea că și uh, ponderea lor a companiilor private, locale, va crește la bursă, da? pentru că vor utiliza și acest mecanism și atunci vom vedea și că ponderea companiilor de stat va scădea. Da? Ceea ce ne dorim. Da? Uh, însă până atunci, da, vrem, vrem să vedem, uh, din păcate sau din fericire, nu știu, vrem să vedem și mesajele care au fost transmise aici uh, și de către domnul ministru al energiei și de către domnul secretar de stat este că da, statul se uită cu foarte mare uh, suport către piața de capital și se uită uh, și oportunistic să utilizeze uh, să utilizeze mecanismele pieței de capital mult mai intens, da? prin uh, aceste privatizări pe care vrem să le vedem uh, sau listări cele trei listări în 2026 sau uh, prin uh, utilizarea uh, companiilor din sectorul energetic de stat a pieței de capital mult mai intens decât s-a întâmplat până acum, prin finanțări și RomGaz a anunțat deja finanțări de bonduri sau, eu știu, listări de pachete suplimentare, iar au fost niște anunțuri făcute dinspre sectorul energiei, anunțuri care ne bucură și spre care, eu știu, perspectiva asta este una foarte utilă pentru dezvoltarea pieței în viitor. Da. Tării private sau... Anul acesta, eu nu pot să vă zic, cel puțin exercițiul acesta de preparare a unei listări, cel puțin dinspre... și cred că decizia... Uh, într-o companie de tip privat este este ia mult mai greu decât într-o companie de stat, da? de listare. Pentru că uh, bine, statul prin acest gest are și un rol de stakeholder, de dezvoltare a pieței, deci nu e doar rolul pe cuniar de a-și maximiza uh, eu știu, valoarea unui deal, pe când, uh, pe când un privat nu are această perspectivă. Deci el are doar uh, interesul pe cuniar de a-și maximiza valoarea dealului și atunci el se uită la foarte multe, foarte multe condiții, se uită mult mai atent la condițiile macroeconomice, chiar își dorește să să facă un deal care să aducă, să aducă eu știu, o evaluare a companiei lui maximă. Da? sunt discuții, probabil, și sunt convins că sunt, sunt exerciții de preparare prin care antreprenorii își pregătesc companiile, însă procesul ăsta de a veni pe piață nu este unul liniar, este unul foarte volatil și sunt convins că Hidroelectrica este deja o inspirație pentru mulți dintre antreprenori și Hidroelectrica i-a făcut pe foarte mulți să iau o decizie, chiar dacă nu este publică, să înceapă să investigeze mult mai... Mult mai mult mai uh, serios uh, posibilitatea listării companiilor pe care le au în, pe companiile pe care le au în gestiune. Însă, da, uh, trecând pe lângă asta, toată comunitatea se uită încă către sectorul public și către dealurile care pot veni în acea, din, acea, uh, din acea, direcție, mai ales din sectorul energetic, sunt dealuri uh, și ați făcut referire, domnul secretar, de transferul de, încredere, există o încredere și apetitul pentru dealurile propuse de către statul român este foarte ridicat, aș putea spune. Pe lângă, pe lângă partea asta de listări noi, de instrumente pe piață, operațiuni pe piața ale emitenților, investitorii așteaptă și produse noi? Ce ne puteți spune? Da, deci am, până acum se discută și s-a discutat doar de piața primară și ne dorim să avem o piață primară, este foarte important să avem o piață primară mult mai activă și să avem acest 15% din GDP, companiile listate să se ducă către 30%, 40%, 50% din GDP-ul României în următorii 10-20 de ani, da? Dar, pe lângă asta, trebuie să avem și o piață secundară, da? foarte, foarte eficientă, adică să avem lichiditate. Iar pentru piața secundară eficientă ne trebuie să produse mult mai multe, da? și mă refer aici la spectrul produselor de tip derivat. Da? Sunt foarte importante, sunt foarte importante pentru un anumit tip de investitori, care sunt foarte importanți prezența lor să fie pentru tipul de investitori, eu știu, specializați, sofisticați, care creează lichiditate. Lichiditatea nu e un moft, este, este, un, eu știu, ceva crucial, obligatoriu să se întâmple și să se întâmple pe o bursă. De-aia au fost inventate bursele ca să ofere lichiditate investitorilor acolo. Da? Și trebuie să rezolvăm această problemă de lichiditate. Trebuie să recunoaștem că avem o problemă structurală de lichiditate, avem investitori foarte puternici, de tipul Buy and Hold, care uh, consolidează uh, free float. Da? Nu este, uh, eu știu, nu putem, uh, ei sunt foarte importanți pentru generarea acestei prima, uh, piețe primare, însă trebuie să venim cu instrumente suplimentare pentru a genera și lichiditate, da? în paralel. Da? Iar uh, aici uh, ne întoarcem la proiectul nostru de contraparte centrală, avem, eu știu, ca ultime evenimente, avem aprobarea acționarilor, atâta a de Valori București, cât a contrapărții centrale a unui nou plan de afaceri, revizuit în urma unor evenimente care s-au întâmplat, contractuale care s-au întâmplat în acest an. Avem și aprobarea lor de a capitaliza suplimentar contrapartea centrală și suntem, eu știu, într-un proces destul de bine articulat și într-o discuție pe care o purtăm cu autoritatea de supraveghere financiară pentru a finaliza și ultimul element din, acel, din spazul ăsta al dosarului nostru de autorizare în ceea ce privește și mă refer aici la testele pe care va trebui să le refacem în ceea ce privește tehnologia pe care o vom utiliza. Sperăm că acest lucru se întâmple cât mai repede, cu succes, astfel încât să avem dosarul complet și declarat închis anul acesta cu perspectiva de a avea autorizarea către jumătatea anului viitor și operaționalizarea în a doua jumătatea anului viitor. Și care ar fi, pe scurt, produsele noi și când le vom le vor produsele avea? Produsele noi sunt cele la, la care ne-am tot referit. Procesul ăsta de autorizare a fost inițiat în anul 2023, da? deci de atunci suntem în același proces de autorizare. Da? și au fost și etape preparatorii inițierii procesului de autorizare. Practic se muncește efectiv la acest proiect din octombrie 2020. Uh, și de atunci uh, sunt aceleași produse uh, cu care am plecat de atunci și pe care vrem să le autorizăm și le implementăm uh, în același timp anul viitor și pe că, pentru care vrem această prima autorizare. Single stock futures, index futures, energy futures uh, care se vor tranzacționa la Bursa de Valori București și servicii de compensare centralizată pentru uh, contracte la termen tranzacționate pe piața Opcom. Da.